Volumul de muncă a crescut considerabil pentru angajații serviciului de permise și înmatriculări Dolj. Zilnic sunt înmatriculate sute de mașini noi ori second-hand. Și în acest an, numărul matriculărilor se menține la o cifră ridicată, aproximativ 180, chiar și 200 de matriculări în fiecare zi. Marea majoritate vin din spațiul Uniunii Europene și numărul vehiculelor noi se menține la o cifră scăzută. Sperăm ca programul RABLA din acest an să stimuleze suficient încât să regăsim vehicule noi înmatriculate în număr destul de mare. Radierile din programul RABLA și ele au început să crească foarte mult. Peste 50 de radieri în fiecare zi se efectuează la serviciul nostru, fiind prima etapă în parcurgerea traseului către o achiziție de vehicule noi. Numărul autorizațiilor provizorii și aici se mențin la o cifră ridicată, aproximativ 100 de autorizații provizorii zilnic. Și sperăm ca noutățile legislative din acest an să influențeze numărul matriculărilor și autorizațiilor provizorii. Șoferii își pot alege prin programări online ziua și ora la care să vină să-și depună documentele necesare în matriculării, transcrierii autovehiculelor sau cele pentru preschimbarea permiselor de conducere. Persoanele care dețin astfel de programări online pentru permise și înmatriculări se pot prezenta doar la ghișeele dedicate în acest sens, care sunt marcate corespunzător.